Pentru unii oameni, un leu este doar un alt animal, dar are o mare importanță în cultura chineză. Ei cred că atunci când un leu lovește pământul cu labele, se cutremură pământul și cerurile. Când vine anul nou chinezesc, toată lumea devine nerăbdătoare să vadă dansul leului. Este o splendidă tradiție chineză care combină dansul, muzica și artele marțiale într-un singur spectacol. Din vremuri străvechi, dansul leului a fost popular și transmis din generație în generație. Priveliștea dansului îi duce imediat cu gândul la locurile natale, dându-le speranță pentru ziua de mâine, în ciuda greutăților de azi. Există două stiluri de dans al leului, numite nordic și sudic. Dansul leului sudic este mai obișnuit și expresiv. Prin sărituri, mișcare, evitare, sărituri și salturi, artiștii prezintă leul ca fiind puternic și plin de viață. Alegerea salatei este o performanță de dans al leului sudic. Cei doi lei concurează pentru o salată. Cel care dansează cu cel mai bun mod de a-și mișca picioarele și corpul câștigă concursul. Au existat mulți artiști care și-au dedicat întreaga viață pentru a deveni dansatori cu lei, dar Gion este diferit. De fapt, niciodată nu a avut gândul să devină artist, dar îi place să privească dansul leului. Gion trece prin mulțime pentru a urmări spectacolul îndeaproape, dar un tip musculos numit Chad îl prinde. El îl hărțuiește pe Gion și îi ia plicul cu bani. În mod neașteptat, un artist într-un costum de leu roșu îi smulge plicul și îl provoacă pe Chad la o competiție de culegere a salatei. Artista mascată este cu siguranță un expert, iar mișcările ei sunt impresionant de fluide. În doar câteva minute, ea îl învinge pe Chad și returnează plicul cu Gion. Chad nu suportă această omlință și vrea să afle cine este în spatele leului roșu. Gion o ajută pe artistă să scape, oferindu-i o călătorie pe bicicletă. Ajung pe vârful unei colini unde cresc frumoasele flori de bumbac. Artista își dezvăluie identitatea și numele ei este tot Gion. De fapt, este un nume obișnuit de fată, dar Gion a primit acest nume pentru că părinții lui cred că îi va aduce noroc. Fata este de fapt campioană de dans și ambasadoarea viitoarei competiții anuale de dans al leului. Ea vrea ca Gion să se alăture competiției și oferă și capul de leu. El trebuie să fie curajos și să asculte vocea interioară care spune: nu fi un motan slab care mereu este hărțuit, fii un leu fioros. Brusc o floare cade pe cap. Este considerat un semn bun, dar Gion este încă nesigur. Se întoarce acasă pentru a lua cina cu bunica sa, apoi sună la părinții săi care au fost departe de casă ani de zile. Ei lucrează în Gangzhou, la un șantier de construcții zi și noapte pentru a câștiga destui bani pentru a-i oferi lui Gion un viitor bun. Cu toate acestea, tot ce vrea băiatul sărac este să-i întâlnească pe părinții săi. Competiția de dans al leului are și un premiu în bani și are loc în orașul în care lucrează părinții săi. Gion vede aceasta ca pe o bună oportunitate de a-i face pe părinții săi mândri. În fiecare noapte de an nou se roagă ca părinții să se întoarcă acasă, dar de data aceasta se roagă să câștige competiția. Gion va avea cu siguranță nevoie de câțiva membri în echipă, așa că a doua zi se grăbește să-l vadă pe cel mai bun prieten al său, Cat. Îl refuză inițial, dar apoi observă fetele frumoase de pe posterul competiției și acceptă să se alăture. Următorul lucru de care au nevoie este un toboșar. Cat cunoaște un tip robust numit Doggy, care este bun la tăiat carne, deci ar putea să fie priceput și cu bețele de tobe. Doggy acceptă să fie toboșar doar pentru mâncare și cazare gratuită. Gion se simte cu adevărat mândru după ce își formează echipa. El merge pe stradă ținând capul de leu în mână. Brusc, Chad și prietenii săi apar acolo. El îi umilește pe părinții săraci lui Gion și distruge capul leului. Apoi îi bat pe Gion și pe prietenii săi, provocându-le mai multe vânătăi. Băieții săraci stau pe un acoperiș înalt și privesc echipele de dans ale leului din sat. Acestea par atât de profesioniste și Gion vrea să fie ca ei. Vrea să înceteze să mai fie un motan speriat care se hărțuit. Vrea să răsune ca un leu fără frică. După ce obțină nouă scânteie de motivație, merg la templu pentru a găsi cel mai bun dansator cu lei, pe cineva care ar putea fi de acord să îi învețe. Așteaptă zile întregi pentru a-l întâlni pe bătrân care locuiește în templu. Acesta le dă o hartă către marele profesor, dar băieții ajung în locul greșit. Bătrânul le dă o altă hartă, dar nici aceasta nu funcționează. În cele din urmă, băieții îl iau pe bătrân cu ei pentru a ajunge la locația profesorului. În mod surprinzător, este un magazin de pește sărat. Este doar un singur bărbat numit Kiang, Sifu, care lucrează acolo, dar nu arată deloc ca un dansator profesionist cu lei. După ce îl privesc atent, băieții observă talentul ascuns în pescar și încep să îl urmeze. Îl ajută să livreze pește și îl roagă să învețe dansul leului în schimb. Kiang refuză mereu, dar băieții nu vor să renunțe prea curând. După ce îi suportă câteva zile, Kiang explodează în cele din urmă și insultă pe băieți. Liu răspunde cu citatul său preferat al poetului Li Bai: toate lucrurile existența lor sunt bune pentru ceva. Gion crede că trebuie să aibă un talent. Este obosit să fie călcat în picioare și umilit. Vrea să câștige respect pentru el însuși și curajul de a înfrunta lumea. Cuvintele lui îl inspiră pe Kiang și acesta este de acord să învețe. În fiecare zi lucrează cu Kiang și mănâncă mult pește pentru a obține niște mușchi. Într-o seară la masă, Cat spune
accidental despre antrenamentul lor în fața soției lui Kiang. Ea apare supărată și pleacă. După un timp se întoarce cu costumul de dans al lui Kiang. Ea se oferă să se ocupe de livrări pentru ca Kiang să-i poată învăța pe băieți. Băieții sunt impresionați de susținerea ei și promit să aibă grijă de livrări și să exerseze în timpul liber. Kiang obișnuia să fie un mare dansator cu lei, dar nu era suficient pentru a-și câștiga traiul. După căsătorie, a devenit mai dificil și a sfârșit lucrând ca pescar. Cu toate acestea vrea ca băieți să-și urmeze visul. După câteva săptămâni de antrenament, Kiang a sugerat ca Gyun și echipa sa să aibă un meci amical cu o altă echipă. Ei vor concura pentru a culege salata, dar cealaltă echipă este foarte antrenată. Aceștia îi doboară pe Gyun și prietenii săi într-un timp foarte scurt. Băieții sărmani își pierd speranța și se simt ca niște învinși. Kiang nu-i poate vedea astfel și îi încurajează. Poate că le lipsesc talentul și forța, dar au cea mai mare calitate de care au nevoie pentru a reuși și anume determinarea. A doua zi încep să practice mersul pe bețe. Zilele trec repede și ajung la ziua selecției. Pentru a se califica pentru competiție, trebuie să lupte cu adversarul care obține o remiză. Gyun și-a numit echipa Saltfish și vor concura împotriva celor care i-au învins în meciul amical. Kiang iese să aducă apă, dar pe drum își vede soția lucra livrări. Ea trebuie să se ocupe singură de toată munca și Kiang începe să se simtă rușinat. Îi spune să se odihnească, dar ea nu este de acord. Pentru ea, Kiang a renunțat la visul său și încă regretă asta. De data aceasta ar trebui să-și urmeze pasiunea. Kiang s-a întors repede la competiție, dar aceasta a încheiat deja. Echipa Saltfish stă liniștită într-un colț. Kiang crede că au pierdut, dar se înșeală. S-au calificat pentru a concura în Gangzhou. Se bucură de o masă bogată pentru a sărbători victoria lor, dar Gyun trebuie să plece între timp. Părinții lui s-au întors în sfârșit. Îi mulțumește lui Dumnezeu că a ascultat rugăciunile sale și se grăbește să se întoarcă acasă. Din păcate, nu pentru o clipă, deoarece tatăl său s-a întors doar pentru că este bolnav. A căzut pe șantierul de construcție și a intrat în comă. Doar un miracol îl poate aduce înapoi. Dorința lui Gyun a fost îndeplinită, dar a uitat să se roage pentru sănătatea părinților săi. Acum Gyun este bărbatul casei. El promite că echipa sale că se va întoarce pentru competiție și urcă în autobuz spre Gangzhou. Va lucra în locul tatălui său. Gyun trebuie să câștige destul pentru a-și susține familia și pentru a-și trata tatăl. Slujba de pe șantierul de construcții nu este suficientă, așa că lucrează și la mai multe alte slujbe part-time. Nu prăjește niciodată suficientă mâncare sau un loc bun de dormit. Mâinile și picioarele îi sunt pline de vânătăi, dar nu renunță. Prietenii săi și Kiang ajută și ei familia lui Gyun pentru a-l aduce înapoi pentru competiție, dar acum pare a fi doar un vis. Într-o seară ploioasă, Gyun livra un colet când a întâlnit-o din nou pe aceeași fată. Ea se simte foarte tristă să afle că Gyun a renunțat. Ea a renunțat la această carieră pentru că tatăl ei voia, dar ar fi iubit să vadă pe cineva cu aceeași nume ca al ei, concurând în dansul leului. Competiția se apropie, iar orașul este plin de echipe de dans din întreaga țară. Gyun întâlnește una dintre ele și aceștia îl umilesc pentru că livrează mâncare rece și îl numesc un învins. Acest lucru îi aduce aminte lui Gyun că ar fi trebuit să fie un leu fioros, dar destinul lui a fost totul. Vrea să-și găsească un loc de muncă mai bun în oraș, dar înainte de a merge mai departe, vrea să-și trăiască visul pentru o vreme. Gyun se urcă pe acoperișul clădirii în mijlocul nopții și face un dans de leu până în zori, apoi lasă capul de leu acolo și se grăbește să prindă autobuzul. Astăzi este competiția finală de dans a leului. Colegul său de muncă îl trage să se uite la competiție până la așteptarea autobuzului. Kiang s-a alăturat competiției în locul lui Gyun. Este prea bătrân pentru a câștiga, dar vrea să-i arate lui Gyun că nu trebuie să renunți niciodată. După ce și-a prezentat echipa într-un mod unic, Kiang avansează în prima rundă. Toate echipele trebuie să traverseze podul îngust și bețele pentru a ajunge la mingea de aur. Doar pentru echipe vor ajunge în semifinale. Toate celelalte echipe au avantajul de a avea 2 lei, dar Saltfish are doar unul. Sunt împinși de alții, așa că Kiang arată arma sa ascunsă. Nu este vreo figură impresionantă, ci picioarele mirositoare de pescar care îi fac pe adversar să dea la o parte. Dar câțiva artiști inteligenți au adus aprosoape performate. Saltfish urma să piardă această rundă, dar brusc apare încă unul dintre lei. Este Gyun, sare peste ceilalți artiști și se urcă pe stâlp. Pentru a prinde mingea de aur, toată lumea începe să-i aplaude, chiar și cea de-i admira eforturile. 4 echipe au ajuns în finală. Vor dansa pe o platformă oscilantă fără să pășească pe fructele răspândite pe pământ. Ultimul rămas în picioare câștigă. Echipa lui Chad este învinsă, dar Saltfish ajunge în finală. Acum sunt singurii care reprezintă satul lor. Echipa adversă e cea care l-a insultat pe Gyun pentru livrare. Acum vor vedea cine este adevăratul învins. Ei vor concura în culegerea de salată. Cel care prinde primul ghirlanda de flori câștigă competiția. Echipa adversă își pune piciorul pe piciorul lui Gyun și îl împinge jos, dar el continuă să atârne și sare înapoi în ghirlandă. Florile se rup între cele două echipe și meciul este declarat egal. Pentru a alege un câștigător, ambele echipe trebuie să danseze pe bețe și jurul va decide rezultatele. Echipa adversă dansează impecabil pe bețe și stabilește standardele foarte sus. Piciorul lui Gyun este rănit, dar el crede că un leu adevărat va lupta până la sfârșit. Ignoră durerea și urcă pe bețe. El și Chet cuceresc toți pașii și acum trebuie doar să sară pe platforma finală. Gyun se oprește pentru o clipă și privește pilonul cerului. Reprezintă un memento pentru lei că întotdeauna există un munte pe care nu-l pot cuceri. Gyun și-a provocat deja
destinul și intenționează să schimbe istoria. Publicul este șocat de intențiile lui, dar totuși îl încurajează. Vremea devine vântoasă și pilonul se clatină. Doggy și Chad aleargă să se agațe de pilon în timp ce Gyun preia toba. Văzând tot, celelalte echipe urcă și ele pe tobe. Toți încurajează echipa Selfish. Gyun îi cer lui Cat să-l împingă și sare spre pilonul cerului. Toată lumea îl vede căzând în apă, dar el își pune deja capul de leu pe pilonul cerului. A cucerit tot ce și-a dorit vreodată. I-a făcut mândri pe părinții săi, a făcut miraculul de a-și trezi tatăl și, cel mai important, a reușit să devină un leu fioros. Este vorba despre veterinare. Odată ce decizi să cucerești imposibilul, nu există nimic în lume care să te oprească.